Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Mihai Mironică, bine ați venit aici la ProSport Live. Astăzi avem o ediție plină de evenimente, de subiecte interesante. FCSB a fost învinsă de o echipă care avea o singură victorie în ultimele 18 partide, este vorba de UTA. De asemenea, o înfrângere dureroasă înregistrată de Rapid în compania celor de la Hermannstadt, chiar în Giulești, acolo unde Rapid este atât de puternică. Vom discuta și despre meciul de diseară dintre CFR Cluj și Șepși, meci care are loc la Sfântul Gheorghe. Președintele executiv al clubului FCU Craiova, Marcel Pușcaș, a anunțat că merge la această partidă la Sfântul Gheorghe pentru că există suspiciuni că această partidă ar fi aranjată în favoarea celor de la Șepși. Un indicator interesant este faptul că, iată, casele de pariuri au scăzut cotele. Șepși este văzută în acest moment ca favorită în fața celor de la CFR Cluj, de casele de pariuri, asta în condițiile în care Șepși în acest an a arătat modest ca exprimare în teren, în timp ce CFR Cluj este o formație care a obținut rezultate mult mai solide și care, cu o victorie în acest meci, ar putea să ajungă chiar pe primul loc în clasament. Vom discuta de asemenea și despre prezentarea pe care a făcut-o noua conducere a lui Dinamo. A fost o conferință de presă în care noi conducători ai lui Dinamo și-au anunțat intențiile pentru viitorul pe termen scurt și de asemenea pe termen lung. Alături de mine în studio se află Mihai Stan, colaboratorul nostru, care este specializat, printre altele, pe analiza statistică a echipelor, a meciilor, a jucătorilor. Este ambasadorul unei astfel de platforme care permite analiza statistică a fotbalului și oferă o mulțime de date interesante pentru toți cei care sunt implicați în fenomen. De asemenea, alături de noi în studio va fi și Florin Prunea, dar sigur traficul din București, faimos în toată Europa, face victime din când în când și, sigur, în ghilimele, o spuneam glumind, Florin întârzie câteva minute. În sensul acesta este o victimă a traficului intens din București. Mihai, a fost o seară a unor surprize incredibile. Da. După ce am văzut acel Liverpool-Manchester United 7-0, United n-a mai pățit de aproape un secol așa ceva, să suferă asemenea înfrângere cu 7-0 și în fața cui? În fața marii rivale, Liverpool-United este cea mai intensă rivalitate din Anglia. A venit și această surpriză, aș spune eu, de dimensiuni, sigur, nu identice, dar apropiate, pentru că FCSB era cea mai lăudată echipă din campionat, iar UTA era o formație într-o criză profundă cu o singură victorie în 18 meciuri. Se mai întâmplă, ce să zic. Da, victoria celor de la Liverpool a fost wow. Adică, pentru fanii Liverpool a fost ceva de neimaginat. Referitor la victoria celor de la UTA, păi să ne uităm pe statistică. Vom vedea că au jucat foarte bine meciul cu FCSB. Da, sigur că UTA a înregistrat această victorie, chiar dacă a reușit să marcheze 3 goluri, totuși nu ofensiv, așa ne arată și cifrele, nu ofensiv este o echipă care să fie impresionat în primul rând, ci din punct de vedere al apărării. În ceea ce privește apărarea, UTA a fost clar peste FCSB. Peste FCSB, da. Și meciul s-a jucat în a doua repriză, când FCSB s-a rupt la mijloc. Schimbările au fost făcute, acele schimbări care au fost făcute și s-a văzut la mijloc. Steaua a pierdut meciul la mijloc, din punctul meu de vedere. Da, mi se pare cu atât mai remarcabil faptul că UTA a reușit să arate mai bine decât FCSB din punct de vedere defensiv, în primul rând, în condițiile în care echipa arădeană nu a avut înainte de meci 3 apărători, care cu toții ar fi putut să fie titular la UTA, iar un al 4-lea apărător s-a accidentat încă din prima repriză. Da, și a fost înlocuit cu Anton. Deci, și au jucat foarte bine. Eu cred că UTA a câștigat la mijloc. Din punctul meu de vedere, ei au câștigat meciul la mijloc. Da, sigur că dacă pomenim de absențele de la UTA, nu trebuie să uităm și de absențele de la FCSB. FCSB a avut absenții 2 jucători care ambii puteau să joace vârf. Practic primele 2 variante de vârf la FCSB, Companio și Omrani. Și uite așa s-a ajuns ca Florinel Coman să fie atacantul central. Da. E o situație pe care tu ai anticipat-o săptămâna trecută. O să-l vedem pe ori pe Florinel Coman, ori pe Octavian Popescu ca număr 9, dar număr 9 fals, nu număr 9 adevărat. Sigur, Coman nu a fost chiar cel mai fals vârf
pentru că a reușit să marcheze un gol frumos. Dar, sigur, aceasta este terminologia pe care o folosim în fotbal. Gigi Becali a ales să joace foarte deschis în repriza a doua. A scos un jucător care asigura soliditatea la mijlocul terenului pe Ejuma și a introdus un alt jucător de atac. A apărut și Cordea și parcă FCSB s-a deschis prea mult și a pierdut această luptă la mijlocul terenului. Da. Au pierdut la mijloc. A intrat Ovidiu Popescu, s-a văzut lipsa meciurilor lui și așa au câștigat cei de la UTA prin jocul la mijloc. Mi-a plăcut foarte mult, m-am uitat foarte mult, tot timpul meciului am uitat după Octavian Popescu, dar l-am văzut pe Rareș Pop de la UTA, adică copilul a fost... Da, probabil că în viitoarele tale analize pe care le vei prezenta aici, Rareș Pop se va regăsi și el, pentru că la 17 ani să dai pasă de gol și să joci atât de sigur pe tine. Da, și cu ce ambiție a jucat tot meciul. Mi-a plăcut foarte mult copilul. A fost... Da. Ne-am uitat după Octavian Popescu și pe Coman și ne-am văzut pe Rareș Pop. Frumos. Da. Ne uităm după un Popescu și dăm peste un Pop. Da. Apropo de ce s-a întâmplat cu tinerii din partida aceasta, dintre UTA și FCSB, vă invit să ascultăm acum reacțiile după această partidă foarte tare a campionatului și apoi ne întoarcem în studio să comentăm. Astăzi am fost superiori, mult superiori și cred cu tărie că nimeni nu poate să conteste în această seară victoria noastră. Cred că această victorie este mai importantă decât oricare alta, pentru că trebuie să o spun din nou, vine în urma unei săptămâni în care echipa a jucat bine sau foarte bine. Cu momente și momente, bineînțeles că nu poți să joci constant bine sau foarte bine la acest nivel și în condițiile în care joci într-un program atât de condensat. Noi știm ce calitate au jucătorii FCSB-ului, e o echipă care an de an investește în jucători, a avut și momente... L-am ascultat pe Zlatko Balint. Sigur că am intrat așa un pic, să zicem, surprins în emisiune și pentru că firesc ne așteptam ca și antrenorul celor de la FCSB să aibă o reacție. Dar pe cine să asculți de la FCSB când echipa îl are pe marginea terenului pe înlocuitorului antrenorului de la FCSB și nu cred că am exagerat cu folosirea cuvântului înlocuitorului, pentru că Filip vine după ce Strizu a plecat, Strizu care îi ținea locul lui Pintili care se deformă, pentru că de fapt Gigi Becali este antrenorul. Iată ce succesiune, ce lanț avem aici. Foarte bine, avem multe antrenori pe o bancă. Ni se alătură discuției și de Florin Prunea. Salut, Florin, bine ai venit! Salut. Noi am început această discuție legată de partida de aseară dintre FCSB și UTA. Chiar făceam o comparație cu rezultatul șocant de pe Anfield, acolo unde a fost 7-0 pentru Liverpool. Nu într-atât de șocant, dar oricum tare surprinzător a fost și această victorie cu 3 goluri marcate de UTA, o echipă care a suferit ofensiv până acum și care avea doar o victorie în 18 meciuri de campionat. Mihai, vorbeam pe emisiunea trecută și mă întrebai cine oprește FCSB-ul. Și știi că ți-am zis că numai din interior se poate autodistruge. Da, păstrăm proporțiile, că n-a fost un dezastru ce a fost dincolo, dar totuși aici a fost au jucat două echipe care au tratat total diferit jocul. Una care a venit pe vârfuri, credeau că dacă joacă cu penultimul loc câștigă automat și a doua, o UTA, cu un stadion arhi plin în spate și care din minutul 1 extrem de agresivă. Sigur că li s-a și permis. Asta este cu totul altă discuție. Că au fost câteva greșeli de arbitraj, cred eu. Numai atacuri din spate, numai atacuri care au pus în pericol integritatea jucătorilor și pe care Chivulete le-a tolerat. Dar asta este cu altă discuție. Asta nu ia nimica din meritul echipei UTA, care au jucat 95 de minute în același ritm. Prima repriză, sigur că FCSB-ul putea să mai marcheze. Dar după aceea, a doua repriză, odată cu nenorocirea de la pauză care s-a întâmplat, jocul s-a terminat. Mihai, vorbeam mai devreme despre faptul că UTA a fost peste FCSB în primul rând datorită apărării, datorită drăzenii cu care au jucat. E bine, continuă să apară probleme în defensiva celor de la FCSB și aș vrea să te întreb dacă tu estimezi sau dacă tu crezi că Tam, care a fost un titular constant în acest sezon pentru FCSB, va merge și el pe banca de
o rezervă. Nu știu, la Gigi, din partea lui Gigi ne așteptăm la orice. Drept dovadă ce a făcut aseară, la pauză, schimbările pe care le-a făcut. Adică s-a scos pe Enjuma din mijloc de acolo. Păi acolo a pierdut meciul Steaua, repet. Steaua a pierdut meciul la mijloc, după schimbările făcute la pauză. Da, și da, m-a greșit. Se poate întâmpla să greșești, cum m-a greșit și Dugan Zici la penalti. Adică se pot întâmpla chestiile astea în timpul unui meci. Dar acum Gigi va decide ce va face cu Tam sau nu. Problemele au venit, din păcate, și de la jucători care nu te așteptai. Extrem de slab Radunović, care este un jucător care ne-a obișnuit cu un anumit ritm de joc. Zona centrală era clar că în momentul în care va intra din nou Daua acolo, totul se va rupe. Nu înțeleg Iulian Cristea de ce a fost schimbat când a fost schimbat. Da. Aseară s-a întâmplat același lucru. Tam se poate întâmpla. A vrut să respingă acea minge, un autogol, oricui se poate întâmpla. Dar aici s-a derivat absolut totul. Mă uit iarăși la ăsta micul, la Octavian Popescu. Ce bine juca el în poziția în care începuse să joace și din nou nu-l mai vedem. Cu siguranță, în cel mai scurt timp, cred că poate va fi și pe bancă. Că o să intre Cordea acum. Florinel Coman crește. Cred că a fost singurul jucător care s-a ridicat aseară la nivelul jocului. A, da, da. Cred eu. Și bineînțeles, mi se pare o scădere și Târnovanu, și care cred că vine din prisma faptului că nu mai este convocat la echipa națională și îl văd așa supărat, cred, și pus pe gânduri. Da, prea multe mâini moartea seară la FCSB. Asta este... Ni se alătură discuții și Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, gruparea de suporteri care o susține pe FCSB. Bună seara, Gigi! Bună seara și bună seara și invitațiilor noastre. Aseară la Arad a fost o atmosferă deosebită, s-au vândut toate biletele, știm că suporterii echipei UTA își susțin într-un mod special, dar și voi ați fost număr mare la Arad și ați contribuit la această luptă frumoasă a celor două galerii. Da, am fost în jur de 460 de oameni, câte locuri ne-au dat. Nu a fost problema asta. Problema e că noi facem deplasări lungi, mergem să încurajăm echipa. Într-adevăr, a fost ceva ce nu mi-a venit să cred. Ce schimbare totală s-a întâmplat după scoaterea lui Enjuma. Și de aici, acum să nu începem să aruncăm vina, gata, nu stă o echipă numai în Enjuma. Problema e că ce a ieșit din ritm și Olaru, ce a ieșit din ritm și Șut, și de acolo a început să meargă foarte rău jocul. Faptul că nu ai atacant, faptul că nu știu ce se întâmplă cu copilul ăsta, cu Bulescu, că până la urmă s-a dat o sumă de bani pe acest băiat și nu știu de când a venit la Steaua dacă a dat mai mult de un gol. N-avem nimica cu el. Noi ne susținem echipa, mergem în continuare după echipă. Șansele la campionat sunt. Știm foarte bine că trebuie discutat la nivel de conducere. Că trebuie să încetăm cu toate aceste lucruri, că toată lumea e pe Steaua. N-ai antrenor, pentiliți comandă din tribună, nu știu. Trebuie găsit o soluție să terminăm cu acest scandal și să terminăm cu toate aceste lucruri care noi nu vrem să participăm la ele și să afectăm echipa, nu vrem să dăm din jucători. Asta este, au prins o zi mai sau o repriză mai slabă, dar nu vom intra la jigniri, să jignim jucătorii sau să facem așa ceva. Nu. Știți foarte bine că eu întotdeauna am fost genul de om care să nu afecteze echipa, pentru că echipa la ora asta, așa, cu meciul ăsta de aseară, cât de cât, echipa și-a revenit, fizic stă foarte bine, asta este. A fost o cădere și o greșeală că l-a dat afară pe Enjuma, pentru că dacă Olaru ca slab venea imediat Enjuma din spate și chiar o face foarte bine de 5 etape și marchează. Nu știu cine a luat hotărârea asta.
și nu vreau să cred că, de fapt, ce să mai credem și ce să mai spunem, că indiferent de situație, cum Gigi face niște greșeli enorm de mari și dacă vom pierde campionatul, este al șaptelea campionat care îl pierde pe mâna lui. Pe mâna lui Gigi Becali, înțeleg. Păi, nu văd soluția la momentul ăsta să-l dai afară pe Enjuma, care joacă extraordinar de bine, din momentul în care ai văzut că Olaru a început să dea pase la adversar în continuu, puteai să faci o explozie și să-l dai pe Olaru afară și să-l lași pe Enjuma să nu se rupă jocul la jumate. Dar nu vreau să criticăm, eu nu vreau să fac asta, presa, dacă o face, este meseria ei, iar eu ca lider al suporterilor nu vreau să-mi iau decât un singur traseu. Să-mi încurajez echipa până când, la momentul în care nu mai sunt șanse, atunci este vorba despre altceva. La momentul, să ajungem la momentul potrivit, nu vreau să sune ca presa să spună acum, dom'le, e o amenințare, ce au spus suporterii. Nu. Noi ne vom susține echipa, vom merge după ei în toată țara, avem șansă la campionat, dar trebuie să înțeleagă și Gigi Becali că noi suporterii, noi nu suntem slujitorii. Dacă este echipa sau este conducerea, noi suporteri nu. Noi ne slujim singuri și ne cumpărăm bilete, venim după echipă, mergem în deplasări după echipă și vrem să luăm campionatul. Până la momentul în care nu mai sunt șanse de campionat, atunci discutăm despre altceva. Ai făcut trimitere la acest termen pe care îl folosește constant Gigi Becali, că toți la FCSB sunt slujitori și trebuie să-l asculte pe stăpân. Ai făcut trimitere, tu spui că suporterii echipei nu sunt și slujitori. Mihai, remarca mai devreme Gheorghe Mustață faptul că David Miculescu, care a fost adus cu o sumă uriașă de transfer, este în top 10 transferuri din istoria, din istoria achizițiilor, cel de la FCSB. Iată, joacă la Arad, pe terenul pe care era golgheterul acestei formații UTA, și este un jucător fără reușite deosebite. Crezi că vom ajunge să-l includem pe David Miculescu pe lista destul de lungă a țepelor costisitoare din istoria echipei FCSB? Țeapă. Cam mult spus țeapă, nu cred. Sincer, copilul mai are șanse să crească din punctul meu de vedere, dar eu știu că la Arad juca vârf, juca număr 9, aici a jucat partea dreaptă. El nici el nu știe pe unde să mai joace, ori vârf, ori winger dreapta. Nu știu, nu cred că va fi, nu știu dacă va fi țeapă sau nu. V-aș întrerupe o secundă dacă... Da, te rugăm, Gigi. Spune, mai cunoaștem și noi un pic și chiar dacă n-am jucat fotbal, ceea ce am și făcut și lucrul ăsta, noi mai cunoaștem și noi un pic din fotbalul ăsta. Spune, dacă joci fotbal și Florin Prunea e acolo, dacă pe Florin Prunea îl luai și puneai fundaș dreapta, a jucat fundaș dreapta. Haideți să nu mai atacăm la începuturile tale, nu? Când Gigi, haideți să nu mai Sorescu o face bine unde joacă, îl pui, da? Îl pui pe Coman să joace stânga. Trebuie să joci fotbal, că asta trebuie seria. Haideți să nu mai aruncăm, că neapărat trebuie să jucăm pe postul ăla, că acolo ne-am născut. Dacă eu, antrenor, am accidentări pe zona aia și știu că tu poți să o faci acolo și ești fotbalist, joacă, frate, unde te pune poțea, ce ai uitat fotbalul dacă îți mută postul? Că asta nu înțeleg. Gigi, ai zis fotbalist. Ai zis fotbalist, nu jucător de fotbal. Diferență mare. Am înțeles corect, așa este. Că eu sunt ăla care spun mereu că ei sunt jucători, nu sunt fotbaliști. Da, dar... Și să nu comparăm cu Prunea. Prunea a fost fotbalist, n-a fost jucător. Bine, de Gigi, acum eu îți dau dreptate și sunt... Scuză-mă numai puțin, te rog. Sunt de acord cu discursul tău. Și așa trebuie să mergeți până la capăt alături de băieți. Cu atât mai mult de acest băiat care este un băiat tânăr. El se vede că el deocamdată, perioada lui de adaptare se lungește foarte mult. Bucureștiul, tu știi foarte bine că e altceva. El este un băiat liniștit, un ardelean, un băiat cu prea cu minte pentru București
Și atunci el are nevoie de sprijin copilul ăsta. Eu cred că așa trebuie să mergeți până la capăt împreună cu jucătorii, să-i susțineți. Pentru că, repet, aseară este un singur, a fost un joc, sigur că v-a durut foarte mult. Pentru că era un moment important pentru voi. Dar cred că până la urmă, tot apropierea de echipă este cea care va rezolva și problema echipei și problema lui Miculescu în particular. El, copilul, se vede că copilul se vede că este stingher, adică că are nevoie de sprijin și de ajutor. Sigur că s-a plătit o sumă mare pe el pentru România. Sigur că toată lumea așteaptă. Sigur că dacă el aseară avea puțin mai multă șansă și marca la faza aia, eu zic că lucrurile erau altfel și pentru el. Corect. Dar copilul o să vedeți că o să și marcheze. Uite pe Companiu, a avut o perioadă de 4 meci în care el nu a marcat. A marcat și eram sigur. Am și spus-o că o să vedeți pe Companiu. După aceea două goluri. Florin, mi-ai dat emoții că urmează să spui că eram sigur că o să-l cheme și Naționala Italiei. Nu, asta e o chestiune importantă pentru el. Dar mă refer la Miculescu. El o să marcheze și o să vedeți când copilul va marca, o să și altfel o să fie și evoluția lui. Florin, apropo, să continuăm să recurgem la experiența ta de fost mare jucător, fotbalist, cum se spune aici în emisiune. După meci am auzit invocându-se în cor din partea acestei tabere, FCSB, că suprafața de joc a dezavantajat echipa bucureșteană. Cât de mult putem accepta această cauză și cât de mult crezi în realitate că FCSB și din acest motiv a pierdut această partidă? Cu siguranță da. FCSB-ul, ca și echipele din partea superioară a clasamentului, când dau de asemenea terenuri, și nu e numai cazul FCSB-ului aseară. Gândiți-vă ce s-a întâmplat cu Rapidul la Cluj și exemple Craiova, când joacă afară, uitați-vă la Ploiești, cu probleme. Contează fantastic. Farul de asemenea la Cluj. Pentru că automat, în momentul când ai un teren, cum a fost și aseară, dar aseară cred că a fost puțin mai bun față cum ne obișnuisem, valorile se nivelează puțin și atunci intervine foarte mult factorul fizic. Vezi? Ori aseară... Denivelarea aduce nivelarea. Da, păi asta a plecat de la teren, cu siguranță că a influențat. Dar, repet, și aseară a mai fost un lucru care a influențat jocul ăsta bărbătesc dus până la limită. Nu a funcționat varul. Eu când l-am văzut pe Chivolete, că îi cheamă căpteanul de echipă, zic, bă, stă, oprește meciul, iară, s-a întâmplat ceva. Nu, eu am intuit din prima. Și eu mi-am dat seama când l-am văzut că... Ai văzut că a făcut și semnul. Gestică și a făcut și semnul, mi-am dat seama. Zic, băi, nu merge varul, iară. Și aici avem o mare problemă, Mihai, pentru că sunt etape când avem unde merge varul decât de la două meciuri. Eu știu, mai aveți conducătorii de club și îmi spun și ei, bă, dar nu funcționează varul. Sunt stadioane cu probleme. Și aseară la fel a fost. Că dacă aseară era varul, păi la faza aia când dolarul este călcat din spate tare, acolo este de cartonaj roșu. Varul 100% intervenea. Păi aseară pe varul... Și la Tavi Popescu. Și la Tavi Popescu la fel. Pentru că, repet, Chivulete mi-a lăsat impresia, bine, și fricos. Așa este, n-ai ce să-i face, felul lui de a fi. Dar nu poți să lași o echipă de manieră asta să joace. Deci au fost 3-4 faulturi care au fost la limită acolo, la galben-portocaliu. De asta zic că, după aceea, sigur, repriza a doua, păi Bata a făcut, cred că aseară, peste 20 de faulturi. Și a luat cartonaș galben decât spre sfârșitul reprizei întâi. Dar asta, repet, nu ia nimic din meritul UTEI. Dar sigur că terenul a influențat și influențează. Steaua este o echipă care se construiește. Steaua o echipă care din 3-4 pase e la poartă. Steaua este o echipă care dacă te prinde 1-1, Florinel Coman, Tavi Popescu, cei de la mijloc, aseară nu și-au mai făcut jocul și din cauza asta. Din două lucruri au fost terenul și agresivitatea echipei UTA, care a fost una fantastică. Au jucat atât de tare și au dus ritmul 90 ceva de minute. Așa mi-aduc aminte că i-au bătut odată și pe Universitatea Craiova, tot cu Laszlo Balint, antrenor, era Reghe Camp, antrenor la Craiova. Pe bătaie, pe luptă i-au bătut pe cei de la Craiova, cu mai mulți artiști, cum e și FCSB acum, dar ei i-au bătut pe luptă. Era clar că UTA nu este o echipă. Ne uităm la lotul UTA, eu am văzut aseară. Păi aseară au jucat cu cuțitele în gură. Meciurile cu echipele care sunt cu apa deasupra nasului sunt cele mai grele, nu sunt meciuri ușoare. Când te duci și joci la Arad, orice echipă cred eu că o prindea aseară, UTA, în campionatul ăsta, câștiga. Bineînțeles, dacă juca de aceeași manieră. Bărbătește. Deci au jucat, n-am văzut de mult în România o echipă care se joace atât de agresiv. Florin, îți dai seama dacă nu mergea varul la CFR cu UTA în etapa precedentă? Ce se întâmpla acolo? La CFR nu sunt probleme, pentru că acolo au avut o problemă acum două etape cu Nocturna. Dar acolo mă refer la cum s-a arbitrat. La cum s-a arbitrat, da. Dacă n-aveam var acolo, că varul a mai corectat câte ceva. Era măcel. Eu aseară mă rugam, zic, bă, să nu fie... Offside-uri. A avut noroc Chivulete totuși, că nu au fost offside-uri la limită, că n-au fost totuși, mai ales repriza a doua, n-au mai fost
nici ei n-au mai jucat atât de tare că au luat cartonașe. Gheorghe Mustață, mai ești cu noi în direct? Da, eu vă aud, dar nu știu ce ne auzi, e o problemă cu imaginea, sperăm să se regleze cu imaginea. Vreau să revin la această afirmație importantă pe care ai făcut-o mai devreme, că de mai mulți ani FCSB pierde lupta pentru titlu, spui tu, pe mâna lui Gigi Becali. De-a lungul timpului v-ați supărat foarte tare din acest motiv și chiar ați anunțat că intenționați să faceți și mișcări de protest la palat, la sediul lui Gigi Becali. Intenționați ceva și de acest gen în acest sezon, dacă lucrurile vor continua să meargă rău? Nu, nu. M-auziți? Da, da. Nu. Nu intenționăm deocamdată nimic. Noi intenționăm să ne încurajăm echipa, să fim alături de ea și să le ridicăm moralul la băieți, pentru că noi tot timpul am făcut lucrul ăsta. Tot timpul am fost alături de ei și când am pierdut anul trecut campionatul și când am făcut acasă iar acum Craiova 2-2 și când am pierdut, nu 2-2, dar am pierdut cu Craiova și cu Farul la fel. Adică noi nu vom fi alături de echipă până în momentul în care nu mai sunt șanse. Și la momentul când nu mai sunt șanse, atunci vom discuta împreună cu toți ceilalți lideri și vedem ce avem de făcut. Dar până atunci, asigur pe toată lumea că noi vom fi alături de echipă, indiferent de situație. Echipa voastră trece printr-o situație unică, eu cred, în fotbalul european, chiar nu, în fotbal, nu doar în fotbalul de la noi. Adică fără antrenor, nici măcar antrenor secund nu există pe banca celor de la, pe banca echipei voastre. Cât veți mai tolera această situație? Aici este o problemă. În completarea întrebării, aș vrea să-mi spui pe cine vedeți voi, pe cine ați vrea voi ca antrenor principal la FCSB? Nu mai știu dacă mai vrea cineva să vină. Vine 100%, stai liniștit. Florin, iată, este de părere că sunt în continuare antrenori care își doresc să vină. 400% sunt jucători care vor să antreneze FCSB-ul și antrenori buni, Gigi, îți spun eu. Da, dar vor să vină, dar îți dai seama dacă vin în situația asta, Florin, și sună telefonul. Măcar n-ar face chestia asta. Păi dacă sună telefonul, fă nene, cum a făcut Lăcătuș. Băi, Machie, îți dau un telefon în cap și am terminat. La revedere. Păi, dacă sună telefonul. Păi l-a văzut pe Machie cu tableta aia, arăta lui Strizu, săracul cu tableta. Păi dacă eram acolo pe bancă, să vezi ce sărea tableta aia de acolo. Păi, Lăcătuș cum a făcut? N-a făcut așa? Parcă așa a făcut, nu? Da, spunea că i-a venit să spargă totul când n-au zis. Cum să accepți așa ceva? Gigi, te ascultăm. Da, cred că am pierdut legătura. Vom reface legătura cu Gheorghe Mustață. Mihai, ei o lună au dreptul să funcționeze așa. Din momentul în care s-au despărțit de Leo Strizu, 30 de zile, au dreptul de a funcționa așa, fără antrenor cu licență pro. Ce crezi că se va întâmpla la finalul acestei? Vor aduce un antrenor de la centru de juniori? Nu știu. Eu, din punctul meu de vedere, dacă Gigi a trebuit să aducă antrenor, să-și lase treaba dacă vrea să câștige campionatul, când cât mai are șanse. Altfel, eu aș aduce antrenor. Gigi, ne bucurăm să te vedem din nou. S-a refăcut legătura. Când a fost pronunțată în spațiul public această variantă cu Dorin Goian, fost jucător important al echipei, cum? Nu am crezut niciodată asta. Cum? Nu am crezut niciodată asta și nu a fost... A fost o speculație de presă sau cine a aruncat-o, a aruncat ca să aibă subiect de presă. Deci tu ești împăcat cu gândul că nu va mai fi adus niciun nume proeminent la FCSB pe bancă. Nu știu, eu aș merg, o să merg săptămâna aceasta, o să merg la bază, o să vorbesc și cu meme. Poate să aducă un antrenor. Da? Să meargă pe varianta pregătirii cu ce mai are și el ca antrenor. Și să meargă pe varianta cu Pintilie, acești băieți, să-și facă datoria în continuare până cum ce a făcut-o și acum. Numai că acum la meciul ăsta cu UTA s-a creat această explozie de presă cu acea schimbare. Cu acea schimbare făcută la pauză. Pentru că probleme au mai fost și la meciul cu Farul, da? Probleme au fost și acolo. Numai că aici s-a creat o explozie din cauza acestui subiect antrenor. Suntem de acord să vină să aducă un antrenor
Băi, frate, vreau 5 jucători în teren, îi vreau eu pe ăștia, îi pui în teren. Și atunci... Gigi, pe de altă parte, Gigi Be- un alt Gigi de la voi, Gigi Becali, spune că dacă lasă hățurile din mână, dacă lasă un antrenor să-și facă de cap, să zicem, la echipă, atunci se ajunge într-o situație limită. El spune, eu am fost singurul care n-am ajuns în faliment pentru că eu am ținut hățurile în mână. Bine, aici cu hățurile e mai greu cu antrenoratul. Pentru că un antrenor știe ce are de făcut, un antrenor își dorește ca echipa lui să câștige, un antrenor își dorește ca să ia un titlu cu Steaua, pentru că scrie în CV-ul acolo ce a făcut în trecut și ce face în viitor. Va fi transferat sau va găsi contracte la altă echipă de valoare și vă dați seama, să iei campionatul cu Steaua și la urmă să te retragi, nu poți. Mergi mai departe, joci în cupele europene, vei fi căutat. Uitați-vă drept exemplu la antrenorii care au fost și Mudică până să ia campionatul, l-a căutat cineva. Așa este, după ce a făcut performanțe cu Astra, a câștigat mult mai mulți bani din fotbal. Florin, te rog, vrei să completezi? Gigi, dar de Costel Gâlcă ce zici? Costel n-are cum să mai vină, că noi știm foarte bine lucrul ăsta și o știi și tu. Păi cum e posibil, bă, fratele meu? Eu eram la Iași când a luat campionatul ultima etapă, că a făcut 0-0. Și nu-ți mai vine. A luat cupă, campionat, supercupă și s-a întâmplat nenorocirea aia cu Ludogoreț. S-a întâmplat că aia a fost o nenorocire acolo cu Moții, că nu se întâmplă. Aia se întâmplă o dată la 1000 de ani. Era și în grupele Florine, Champions League. Florine, crezi că mai vine? Dacă e lăsat să lucreze, îți spun eu că vine. Aici e problema, că noi totuși discutăm și punem la sfârșit dacă. Dacă este lăsat să lucreze și el este lăsat să vină cu staful lui, pentru că și sunt să scoate dacă. Că păi e atunci dacă. Vă meritați soarta, fratele meu. Gigi, mai am o ultimă întrebare pentru tine. Aici, la ProSport Live, la această masă, am fost alături de un reprezentant al Ligii Profesioniste de Fotbal, Marius Mitran. Și am ajuns la discuția despre stadionul Steaua. Și am pus un pariu aici. Eu spun că FCSB nu va intra pe stadionul Steaua pe parcursul acestui an 2023. Suntem deocamdată în martie. Marius, care sigur că este o persoană cu mult mai multe informații și conexiuni în fotbal, fiind de la Liga Profesioniste de Fotbal, a pus pariu cu mine că FCSB va intra în acest an pe stadionul Steaua ca echipă gazdă. Care este estimarea ta? Unde te plasezi în acest pariu? Păi eu mă plasez în acest pariu că va juca. Pentru că tu știi foarte bine, Mihai, că eu de câțiva ani de zile mă zbat pe chestia asta și am făcut toate eforturile cu suporteri împreună, pentru că este și dreptul nostru, dar lor le este frică să jucăm noi acolo, pentru că noi, meci de meci, vom umple stadion. Nu cum au jucat ei ieri, cu 300 de suporteri. Dacă acest stadion merită la fiecare meci cu cheltuielile din bugetul statului, că băieții ei au făcut un mesaj și au spus FCSB egal FRF, o mână egal Garda, o mână spală pe alta. Ei, eu spun așa, o mână spală pe alta, banii de la buget îi mănâncă armata. Păi oameni buni, păi dacă banii ăștia cu acel stadion este făcut din bani publici, din banii mei și ai tăi și ai tuturor cetățenilor români, pentru ce cheltui tu bani de la buget, n-ai drept nici să promovezi, n-ai drept de absolut nimic, mai iese și soacra, cuscra și nu mai știu cine cum, că acum nu mai cheamă ce se ia. Am înțeles că îi cheamă cuscra, soacra și mamanta sau ceva de genul, cum le-a pus Robert. Da? Te-ai făcut la o glumă pe care Robert Niță a făcut-o, da. Da, pe atunci, măi oameni buni, dacă voi sunteți de acord și noi toți cetățenii țării suntem de acord, hai mă fraților să le facem și case la fiecare, să le mărim și salariile, să le facem și câte 50.000 de euro pe lună, că banii de la buget nu-i nimic, pensii sunt mari, să nu mai țipați pe la televizor că sunt pensii mici, ba da, sunt mari. Despre asta discutăm, dar crezi că noi avem vreo putere? Noi ieșim public, vorbim și roata merge înainte. Da? Se învârte înainte pentru că n-ai ce să-i faci. Și mai vin ăștia și tastaturile astea, mai scriu și ei pe acolo. N-ai ce să căutați în Ghencea voi. Păi dă ce mă să nu vin în Ghencea. Că și voi tot de acolo ați plecat pe Național Arena. Și acum veniți
că i-aș pune o întrebare eu, că l-am văzut pe domnul Marius Lăcătuș, care știe că e idolul meu, și l-aș întreba eu public acum, l-aș întreba un singur lucru, să-mi spună și mie, ca să știu și eu pe ce drum merg. Domnul Marius Lăcătuș și domnul Ilie Dumitrescu, dumneavoastră, echipa pe care ați antrenat-o, care se numea la momentul ăla Steaua, și acum FCSB, a retrogradat? Dacă a retrogradat, eu mă retrag de mâine, nu mai am ce căuta pe stadion. Dar să primesc răspunsul ăsta. Să-mi spună și Ilie Dumitrescu, cred că a susținut de-a lungul timpului că FCSB este Steaua. Cred și că... după aia a luat întorsătură. A luat întorsătură că s-a întâmplat chestia cu domnul Helmut Ducadam. Ok. Gheorghe Mustață, îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Și eu vă mulțumesc și salut și invitații dumneavoastră. Bine. Florin, avem acest mic paradox. Tu ești prieten cu Marius Lăcătuș, tu ai fost, ești un simbol din Auvis, el este un simbol al Stelei, dar tu parcă ești mai partizan al ideii că FCSB ar trebui să joace în Ghencea, spre deosebire de el. Acum eu nu pot să mă pun în locul lui Marius. Știi foarte bine că patronul echipei FCSB a jignit și a vorbit tot timpul și s-a comportat cum s-a comportat cu marii jucători ai Stelei. Știi foarte bine și cu Helmut și cu Helmut nu mai degrabă de câteva zile v-a spus foarte clar, domne, nu m-a luat în cantonament că eram prea mulți. De aici a plecat. Este foștii jucători, e clar că sunt aproape de, nu toți, dar foștii mari jucători, Tudorel Stoica, Gabi Balint, Helmut Ducadam, Marius Lăcătuș, majoritatea celor care au câștigat Cupa Campionilor sunt cu CSEA Steaua. O mare parte dintre ei activează acolo și sunt respectați. Mă întâlnesc cu ei că și aseară când fac plimbare, eu mă duc la stadion pe acolo. M-am întâlnit cu cineva, cu un fost jucător, care stă în locurile din Ghencea și se comportă foarte frumos cu ei. Oamenii au servicii acolo, se duc la muncă, își văd de treabă, lucrează în academie, toți foștii mari jucători. Și atunci e normal ca ei să respecte clubul Armatei. Ei au crescut toți acolo și de Dumitrescu și Dan Petrescu după aceea, ei au crescut la Armată. Și de aia l-am văzut și pe oameni scrieți, domnule, eu sunt pentru clubul Armatei. Ei au ceva în sufletul lor, chiar dacă au activat și la FCSB, a fost antrenor și Marius o perioadă, sau Ilie Dumitrescu o perioadă mai și scurtă. Și președinte al clubului. Și președinte al clubului, cum a fost și Helmut Ducadam. Bine, pe asta cu președinte de imagine nu prea înțeleg, dar mă rog, în fine, fiecare știe ce are de făcut. Dar ei sunt apropiați și ei, într-adevăr, au crescut cu Armata. Au crescut cu ținite pe care jucat pe vremea domnului Ceaușescu, în spatele unde tabela era peluza plină de soldați. Nu? Mi-aduc aminte și eu că am jucat acolo pe vremea aceea. Și nu pot să-i... Din păcate, actuala conducere a FCSB-ului a îndepărtat foștii mari jucători de către... Pe unii a și jignit. Și atunci e normal ca ei să reacționeze, că sunt oameni care nu acceptă să fie călcați în picioare, cum acceptă alții. Aș vrea să trecem la un alt subiect important, aș spune eu, pentru ansamblul fenomenului fotbalistic. Este vorba de acest jucător cu meciuri în prima ligă din România, Cosmin Achim, care este în acest moment anchetat pentru că ar fi jucat la pariuri, inclusiv pe meciuri ale echipei la care juca, Petrolul, de exemplu. Cum ți se pare, Mihai, această situație cu un jucător din prima ligă din România, deci nu vorbim de ligi inferioare, prima ligă din România care este anchetat într-un astfel de caz? Este strigător la cer, adică nu vine să cred, că l-am văzut și nu mai vine să cred, adică nu știu... Prefer să nu comentez prea mult, dar eu cred că și-a încheiat cariera de fotbalist. Da, el speră să nu și-o fi încheiat. Să comentez eu mai mult. Sigur că el ține la jucători, că are mulți jucători și eu sunt unul care iubesc jucători, țin la jucători. Dar băi, fraților, dați-mă drumul o dată la dosarul ăla. Este un dosar la DNA, din câte știu eu, în care e ținut acolo de vreo 15 ani, 20 de ani. Bă, dați drumul la dosarul ăla odată și spărgeți odată buboiul ăsta. Dar dacă dă drumul la dosarul ăsta, ce se întâmplă? Care cu autocarele? Îți spun eu, Mihai. Președinți de club, antrenori, jucători, arbitri și s-a terminat fotbalul România. Dați-mă drumul, fraților, odată la... și spargeți buboiul ăsta. Nu mai spun de Federația Română de Fotbal. Atenție! Și din cadrul Federației Române de Fotbal. Deci noi vorbim aici, Florin, de un jucător. Asta este un caz izolat, Mihai. Asta vreau să spun. Tu duci discuția la un nivel infinit mai înalt. Tu spui că... Se oprește campionatul la toate nivelurile. Păi ce prostii am auzit ce aud pe la Liga 2 și pe la Liga 3, ce am auzit de arbitrii, că se joacă, eu n-am completat în viața mea, nu știu cum arată un bilet de ăla, dar ce am auzit, se joacă pe cartonașe în minutul fix cu tare, cotă 30,
penalti în minutul cu tare, cine are primul corner în minutul, sunt niște cote de nebun. Eu când auzi, bă, la ce tâmpenii duce capul pe ăștia. Dați-mă drumul odată, drumul la dosarul ăla și sparge tot odată buboiul ăsta. Că se întâmplă asta, e un caz izolat, băiatul ăsta. El s-a certat cu tovarășia lui, cu prietena lui și aia l-a dat în primire. Dar sunt lucruri mult mai grave, Mihai, în care știau tot stadionul, în care jucătorii sunau și președinții sunau rudele. Pariază atâta, acum, repede. Lucrurile sunt grave și le știe toată lumea în interiorul fotbalului. Deci spui că există un dosar care vizează nume foarte importante, dar care este ținut, să zicem, blocat. Da, pentru că se oprește fotbalul. Dați-i drumul odată, ia să vedem și cu... N-am nimica cu oamenii care joacă, că îi văd, mai mă trebuie și pe mine unul. Bă, cât să pun acolo? Îi zic și eu la mișto. Bă, cred că bate ăla, câștigă ăla. Dar una e să fie oameni normal care joacă și una e să fie din interiorul fotbalului. E foarte grav. Voi vii să ascultăm reacții legate de acest caz, un caz important totuși, un jucător din prima ligă din România este anchetat pentru că ar fi jucat inclusiv pe meciuri ale echipei sale și apoi ne întoarcem acest studio să comentăm. Cred că cel mai bine e să-l întrebați pe el. El s-a prezentat la club acum câteva zile și a cerut încheierea contractului, a spus că are probleme personale. Mai mult de atât nu pot să vă spun, noi am fost de acord, am întrebat staff-ul. Trebuie să recunosc că și ei erau puțin nemulțumiți de evoluția lui de până acum și cam asta e tot. Restul cred că trebuie să-l întrebați pe el, nu știu, nici nu pot să vorbesc, că nu știu mai mult de dacă e ceva adevărat. Dar noi n-am avut nici cea mai mică chestie legată de asta, bine, nu știam, mi-a spus că are probleme personale și nu mai poate continua. Mai mult de atât, cred că trebuie... Sincer, nici n-am apucat. Acum am auzit de la colegul nostru, n-am apucat să văd sau să știu și nu știu dacă e adevărat, ce e adevărat, nu știu ce să vă spun, doar ce s-a întâmplat, că a venit și a cerut rezilierea contractului din probleme personale acum 2 zile. Am fost informat de conducerea clubului că Achim are probleme personale și nu am mai fost la antrenament a doua zi după meciul cu FCSB. Eu eram la antrenament, la antrenament de refacere, chiar aici pe Ilioman. Când m-am dus în vestiar, mi s-a spus că Achim are probleme personale și a luat toate bagajele de aici și nu mai este. Eu nu am vorbit cu el, nu și-a luat la revedere de la mine. Nu știu absolut nimic. Claudiu Tudor, care este manager la Petrolul, și Florin Pârvu, antrenor al echipei Petrolul, vorbesc despre faptul că ei nu cunosc foarte multe lucruri, că au aflat de la Cosmin Achim, fost jucător al Petrolului, cel care este anchetat, că are probleme personale și de aceea trebuie reziliat contractul. Sunt niște declarații care, mă rog, vor mai mult să stompeze așa ce se întâmplă în acest caz, dar lucrurile sunt însă mult mai grave decât lasă de înțeles oficialii Petrolului. Păi da, acum mă gândesc, bun, va fi o investigație, va fi compact de integritate. Băiatul ăsta are cariera încheiată din punctul meu de vedere, s-a terminat. El speră să continue în fotbal. Din punctul meu de vedere există două cazuri precedente. Mihai Văduț nu a colaborat cu organele de anchetă și atunci a luat 3 ani de suspendare și și-a încheiat cariera de fotbalist. În timp ce un jucător de la Buzău a colaborat cu organele de anchetă și atunci cred că a luat doar 3 luni de suspendare sau ceva de genul acesta. El știe cel mai bine ce are de făcut, dar eu zic că e foarte greu ca un președinte de club în momentul mai de față să-l mai ia. Numai cineva care vrea să-l folosească, din punctul de vedere. Păcat că era un jucător, eu l-am urmărit așa, nu mi-a displăcut de-a lungul timpului, un jucător bunicel. Dar citeam amenziile astea, cât îi dă 200.000 de lei amendă? Păi eu sunt tâmpit, eu n-am 200.000 de lei, el săracul, cred că n-a câștigat toată viața lui atâția bani. Păi crezi că vreodată se plătesc amenziile astea la Federația Română de Fotbal? Cineva le plătește? Te întreb eu pe tine, sincer, pe bune. Da, e cam ilogică aceasta. Păi da. Cum să plătesc? Păi mă las de fotbal, băi nene. Păi nu câștig toată viața mea 200.000 de liga întâi ca să poți să plătesc ție amendă. Asta e o tâmpenie, așa o bidinea. Dar el știe mai bine. Dar repet, ăsta este un caz izolat. Sunt cazuri mult mai mari și care se știu și care nu se ia niciun fel de mă. Aici e nenorocirea. Vedem că până la urmă cazurile care apar în acest caz, care sunt investigate, sunt numai de la doamne, domnișoare care sunt trădate în amor sau, mă rog, care au niște probleme într-o relație cu un fotbalist și atunci dezvăluie lucrurile acestea în mod public. Altfel de cazuri noi nu prea vedem care să fie investigate într-un fotbal care spui că are multe probleme din acest punct de vedere. În orice stat, uite-te, ia acum vreo 10 ani cred că a început, dă-i cu Macedonia, dă-i cu Germania, cauza arbitrilor în Germania. Tu crezi că la noi nu știu autoritățile de același lucru? Numai la noi nu s-a întâmplat nimica. Dă-i Bulgaria,
Deci toți de pe lângă noi au avut bare, stări, ba, eu știu, scoși din viața sportivă. Crezi că noi nu avem? Deci tu crezi că eu nu spun realitatea de dosarul ăsta? Eu știu și procurorul care l-are. Wow. Există, nu e dosare. E cât camera asta, cred. Sunt dosarele. Documentație. Documentații cu interceptări, cu tot ce vrei au. Dați-i bă drumul, fraților, odată și spargeți buboiul ăsta. Da, probabil sunt interese foarte mari. Ca să preiau o expresie faimoasă care s-a consacrat în pandemie, există interese foarte mari ca acest dosar să stea acolo, într-o cameră, bine închis. Mihai, o altă partidă foarte importantă a acestei etape a fost cea în care Rapid a pierdut în Giulești. Ok, Rapid mai pierdea, dar în Giulești era o adevărată redută acolo, o singură înfrângere suferită cu FC Craiova. Acum s-a venit și Hermannstadt, o formație care venea după atât de multe rezultate negative și totuși reușește să o bată pe Rapid în Giulești. Aș spune că din punct de vedere al cifrelor, această victorie a lui Hermașa seamănă cu felul în care a bătut UTA pe FCSB. Da, da, da. Contrar așteptărilor, da. Mă uit acum pe parametri ofensivi. Rapid asta mai bine față de Hermannstadt, față de ei. Dar a ratat și Duganzic, a avut ghinionul de a rata. Nu știu. Defensiv, văd că au stat mai bine cei de la Hermannstadt ca și parametri. Am uit pe hârtii și au stat mai bine cei de la Hermannstadt. Da, vedem acești parametri, puteți să-i vedeți și dumneavoastră. De regulă, așa, ca să citim repede acești indicatori, unde este verde, s-a impus echipa în dreptul căreia există acel verde. Sigur, avem și rezultate de egalitate cu albastru. Roșu înseamnă că la acei indicatori echipa respectivă a pierdut. Florin, Adrian Mutu a fost foarte criticat pentru felul că a produs această rotație în echipa lui, a avut o victorie la Botoșani, schimbă mult în echipa lui, de exemplu îi produce acest debut lui Ion Jenda în Giulești și am văzut că a fost destul de criticat Adrian Mutu pentru aceste opțiuni ale sale. Discursul lui după meci a fost unul extrem de corect. Dar mai trebuia să facă ceva. Să scoată când a spus de la aroganți, superficial și a mai zis cumva, nu mai știu cum. Așa a început discursul. Da, da. Arogant, superficial și încep. Trebuia să scoată Iu de la sfârșit. Și atunci aveam tabloul complet. Ei au crezut că dacă vine Sibiu, o echipă dărâmată și cu luat puncte și o echipă cu probleme și care n-a câștigat de nu știu câte meciuri, s-a apucat și a schimbat absolut tot sistemul. L-a scos pe golgetărul campionatului, pe Duganzic. L-a scos pe Albu de la mijloc. L-a scos pe ăsta, văd că Onea a ajuns rezervă, din punctul meu de vedere, e peste Claudiu Belu, cred eu. Singurul câștig este Puștiu ăsta, fundașul central, care mi-e place foarte mult, dar are și șansa că joacă lângă Săpunaru, care este un jucător care îl ține în hățuri acolo. Și după ce s-a făcut patru schimbări la pauză, am văzut că terenul s-a înclinat. Dar bineînțeles că s-a înclinat și datorită lui Fluieran. Că am văzut niște decizii pe care pe mine m-am intrigat, pur și simplu. Am văzut meciul cu niște prieteni, tot foștii jucători. Nu ne venea să credem. Așteptam ca să fluiere, spun sincer, 11 metri. Deci toți ziceau, bă, acum a fluierat ăsta. Și până la urmă a fluierat. Da, și până la urmă a fluierat. Și a fost, din punctul meu de vedere, un penalt extrem de ușor dictat, precedat de un joc periculos, cred eu. La centrare, mingea care a deviat, acolo se ridică piciorul foarte sus, putea să fie. Rapid nu avea nevoie de sprijinul lui Fluieran, că jocul, primul sfert de oră, așteptam toți ca să pice golul. S-a văzut clar că s-a schimbat și viteza de joc. S-a schimbat absolut totul. Dar fotbalul te pedepsește când nu-l tratezi în mod serios și explicațiile astea cu vreau să dau o minută, nu prea stau în picioare. Că... Dar e bine că are de învățat și el, poate a învățat pe aceea și sunt convins că nu va mai face niciodată greșelile astea. Păi dai minute jucătorilor, minutul 60 îl bagi, când e 2-3-0, îl bag 20 de minute, 30 de minute. Dar săracul în jenda, păi băiatul ăsta când va intra acum, părerea mea pe Giulești, păcat că l-a expus. Că nu era un jucător care să nu ne placă, cred eu, spectacol. Dar din punct de vedere fizic nu putea mai mult de un sfert de oră. Acum a dat apă la moare celor care au zis cine face transferurile în Giulești. Pentru că transferurile care s-au făcut în Giulești în ultimul an, nu știu dacă mai mult de 2 jucători au confirmat. Și aici zic de Duganzic, dar în rest ceilalți jucători, i-am văzut acum în tribună, unii au și plecat, cazul lui Mățan. Înseamnă că sunt probleme la cei care hotărăsc, care fac transferurile. Și le dai apă la moare și încep discuțiile. Și după aceea Temir nu avea nevoie Adimutu de așa ceva acum. Lucrurile se așezaseră. Veniseră după prima victorie afară, după foarte mult timp. Și au zis că îi prindem pe ăștia și, da, uite că, sigur, au beneficiat și de un portar
mare formă, Letița a făcut o partidă foarte bună. A revenit și Ionu Stoica, capitanul echipei, care în zonă centrală acolo cu Bejean n-a mai mișcat. Au revenit nimeni. Și Moldărășanu și Coman în Giuleș și au bătut pe... Mai aveau puțin și erau toată echipa Rapidului. Aveau avut portar, amândoi fundași central, Rada cu Perje, nu Perje, director sportiv la Sibiu, pe bancă, Mâldă la mijloc și cine mai e pe acolo, că mai sunt, dacă nu mă știu, Rapidului. De Dani am zis. De Dani am zis, da. Aveau puțin și jucau 11 la 11. Aveau, da, în toate compartimentele. Moment important pentru Dinamoviști, care au început să respire altfel. Echipa este aproape de prezența în play-off în acest sezon și, mai important, există în acest moment un grup de acționari, o conducere a clubului, care dau așa un orizont de așteptare. Răzvan Zăvăleanu chiar a vorbit de 2 ani în care atât ar mai dura perioada în care Dinamo să fie în insolvență și apoi s-ar putea produce această ieșire din insolvență și Dinamo să fie din nou o echipă importantă în fotbalul nostru. Ascultăm declarații oferite de noi conducători ai lui Dinamo, dar și de vechi conducători ai lui Dinamo. Împreună fac acum o echipă și ei expun, să zicem așa, planurile pentru viitorul pe termen scurt, dar și pe termen mediu. Am descărcat un camion cu bani. Situația tot critica România din Dinamo. Dar pentru noi nu banii sunt pe primul loc. Vrem să construim cu adevărat un club puternic care să se dezvolte singur, care poate să devină, poate, nu știu, cel mai bogat club din România, tocmai pentru că nu se bagă doar bani și că nu depinde de un singur om care investește sau dezinvestește. Asta e o sumă de investit în următorii ani, în măsura în care ne dorim să dezvoltăm clubul, așa cum spuneam, sănătos. Asta nu înseamnă că de mâine cei 12 milioane vor fi aruncați în Dinamo, pentru că asta nu face sens. Nu face sens nici pentru transferuri, ca anul viitor noi să facem 10 milioane să cheltuim în transferuri. Vă spun sincer. Mă bucură gândul că, zicem, noi suntem lângă niște oameni serioși, fiindcă până astăzi acționarii cu care stăteam de vorbă îi puteam împărți în două. Cei care aveau voință și nu aveau putință și cei care aveau putință și nu aveau voință. Acum, astăzi, sper să ne regăsim în situația în care oamenii de lângă mine au și voință și putință. Vom intra, începând de acum, într-o nouă eră a managementului, aceea unității. Vrem să implementăm un management corporativ și avem oameni cu experiență și expertiză în acest sens alături de noi. Și îmi doresc ca alături de noua echipă de management să readucem Dinamo acolo unde este locul. Așadar, Eugen Voicu, Andrei Nicolescu, Răzvan Zăvăleanu, Vlad Iacob, conducători noi și conducători vechi s-au exprimat, acum sunt toți în aceeași echipă, s-au exprimat în privința lui Dinamo. Mihai, totuși am auzit, mai ales în primele declarații oferite de noi conducători, că banii nu sunt atât de importanți. Dar ce-o fi important dacă nu banii în situația în care se află Dinamo în acest moment? Zic că banii sunt foarte importanti în situația în care este Dinamo. Cum vrei să faci performanță? Cum vrei să aduci echipa în prima ligă? Cu ce? Cu aer? Banii. Banii vor vorbi. Vii cu bani. Cum am zis și Florin data trecută. E licență. Ce faci cu licență dacă nu plătești? Valga, când a luat CFR-ul, a pus banii jos. Ăștia-s banii, haide să dăm drumul la treabă. Cam așa se face. Așa se fac lucrurile. Cum vrei? Îi plătești? Da. Ce le spui la jucători? Noi, conducătorii la Dinamo, spun că nu așa se face. Dar cum se face? Se face, să zicem așa, pe baze corporatiste. Construim o entitate care să devină cumva prin forțele ei unde cele mai bogate cluburi din România. Cam asta este teoria pe care am auzit-o exprimată. Dar, Florin, fără sacrificii financiare din partea acționarilor, cel puțin în prima parte a prezenței lor la un club, se poate, ne uităm la experiențele anterioare pe care le-am văzut la cluburi din România. Au existat cluburi care să aibă succes fără ca la început, cel puțin, investitorii să nu arunce cu niște sume importante de bani în întărirea lotului, de exemplu. Eu cred că trebuie să lăsăm pe oamenii ăștia să lucreze. Sigur că există speranță, s-a văzut suporterii, nu au venit întâmplător lângă echipă. Dinamo n-a mai avut de mult 5.000 de spectatori în deplasare. Sigur că acolo este o zonă de Dinamoviști, Alba Iulia, Sibiu, Brașovul destul de aproape. E o performanță. Dar a fost stadionul, tot stadionul cu Dinamo. N-a mai fost de mult, este o speranță. Lumea își spune speranțe, aștepta ca să vină cineva. Acum oamenii trebuie să dea drumul la treabă, nu e simplu. Din câte știu, au făcut așa o injecție de capital, dar destul de mică, și au reușit să plătească un salariu și la angajații clubului,
cred că și la jucători. Important e că Dinamo intră în play-off. Nu este nicio nenorocire dacă Dinamo nu promovează anul ăsta, cu toate că ar trebui să forțeze puțin, că la anul nu va mai fi atât de simplu și de ușor. Mai realist pare Steaua, o prezență în baraj. Eu cred că Dinamo, mă uit așa pe echipele care sunt acolo în primele și asta este singura echipă care poate să pună probleme la un baraj în momentul de față unei echipe de Liga 1. Pentru că Dinamo... Zici că Dinamo ar avea o cât de mică speranță într-un baraj cu o echipă din prima ligă? Singura echipă este din punctul meu de vedere. Pentru că are jucători care au jucat la Liga 1, dă-i cu Patrick, dă-i cu Moura. Și are un mare avantaj, copiii ăștia care sunt sub 21 de ani sunt cei mai buni la nivelul ăsta. Banii, Bordușanu o să revină și el. Ce mai iau e pe acolo, ăsta mic în poartă, sigur că are nevoie de jocuri, dar îi țin un portar pe margine care, din punctul meu de vedere, este unul cel mai bun jucător din lot și preferă să joace cu un jucător sub vârstă acolo. Dar mare avantaj este că i-au jucat Liga 1, știu ce înseamnă, ce ar însemna un baraj cu o echipă de Liga 1. De asta zic că e important meciul cu Timișoara, sigur că normal n-ar trebui să fie probleme, dar va fi un meci, va fi o atmosferă frumoasă, cred eu, pe da. Arcul de Triumf, pentru că Timișoara și ei cu toți este înfrățită cu Rapidul și probabil că vor fi și fani de Rapidului acolo, mai mult ca sigur. Mă gândesc că pe lângă toate aceste lucruri, Timișoara se zbate și acolo să scape de... Dar din ce am văzut, am văzut prima etapă cu Iașiul, părerea mea că... Bine, era cu Iașiul. O să scape oricum, că eu cred că nu vor retorga, da? Pentru că vor scăpa cum au scăpat și anul trecut, în sensul că cred că o să fie echipe care nu o să poată să ducă competiția la sfârșit sau echipe care să nu înceapă competiția să nu aibă licențe. Există, de exemplu, Unirea Constanța, care are o situație neclară și, mă rog, sunt și alte cazuri. În final de emisiune, Mihai, să discutăm și despre meciul din această seară, cel dintre CFR Cluj și Șepși, o partidă care are loc la Sfântul Gheorghe și care a determinat o mișcare la casele de pariuri care, sigur, atrage atenția. Șepși a devenit o echipă favorită în fața campioanei CFR Cluj, deși Șepși, în mod normal, nu are cum să fie niciodată favorită în fața CFR-ului. Și cu atât mai puțin în acest an în care Șepși a dezamăgit prin felul în care a jucat. De exemplu, a făcut o partidă lamentabilă recent în compania lui FCSB. Da, nu știu, nu-mi explic de ce cei de la Șepși au prima șansă la casele de pariuri, dar vom vedea meciul. Eu cred că va câștiga CFR-ul foarte ușor. O posibilă explicație ar fi că mulți oameni joacă pentru Șepși sau că există informații că CFR Cluj ar prefera-o pe Șepși în play-off și atunci, ok, hai să vedem cum facem să intre Șepși în play-off cu o victorie asigurată în acest meci. Păi, vorba unui prieten, vor pierde un punct jumate și vor câștiga 6 în play-off. Da, cam acestea ar fi calculele. Florin, sigur, FC-ul Craiova, care e în luptă directă cu Șepși, are suspiciunile sale. L-am văzut pe Marcel Pușca și președinte executiv. Sunt curios dacă se la meci. Este la meci. Da. Foarte bine. Foarte bine că se duce să fie acolo, dar eu nu cred că se pune problema de așa ceva între cele două cluburi. Eu cred că va fi un meci pe viață și pe moarte. Și mai avem un meci important în seara asta, este pauză la Voluntari cu FC Argeș. FC Argeș, din păcate, a căzut pe loc de retrogradare direct în momentul de față. Victoria UTEI de aseară. Este un meci aici, la fel, extrem de important și am văzut de asta, am uitat, este 0-0 la pauză. Meci foarte important și acesta. Asta nu e un rezultat chiar rău pentru FC Argeș, având în vedere cum au mers lucrurile. Corect, nu este foarte rău, dar Voluntari a arătat bine. Ajungând pe loc de retrogradare, te apasă lucrul ăsta foarte tare și nu o să fie simplu. Eu continui să, apropo de pariuri pe care le-am pus pe aici în emisiune, că cu Marius Mitran am pus pariu că nu o să intre FCSB în acest an pe stadionul Steaua, mai pun unul, eu zic că FC Argeș nu va retrograda în acest sezon. Adică, nu știu, mie îmi place totuși e lotul pe care l-are această echipă. Păi începând de la Garita, care este un atacant. Păi să luăm de la locul 7 în jos, că este Clujul retrogradează, Cluj? Cum joacă? UTA, tu crezi că acum păi îți spun asta, pe ce mă bazez? Eu așa zic că doar două echipe vor retrograda din prima ligă. Păi două retrogradează și două merg la baraj. Și alea care merg la baraj nu vor retrograda, zic eu. Așa. Și FC Argeș nu va fi printre alea două, ultime două. Să dea Dumnezeu, dar dacă iau echipele așa în fiecare parte, mi se pare, nu știu, odată cu plecarea lui Jean Vlădoiu de acolo, clubul a slăbit scârție din toate încheieturile, din punctul meu de vedere. Ți se pare că FC Argeș în momentul de față este un club, mai există cineva? Nu mai văd pe nimeni, sunt, cine este? Sunt de acord cu tine. Nu, mi se pare așa, nu haos, poate e mult spus, dar mi se pare așa o nebuloasă clubul ăsta. Cu atât de multe transferuri, cu atât de mulți jucători străini aduși și schimbați în fiecare an, peste 15, cum să schimbi fiecare an 15-16 jucători și toți străini?
vin, pleacă. Păi ăștia costă niște bani, costă și comisioanele la impresari. Am un semn de întrebare vis-a-vis de politica acestui club, care este un club care nu are probleme financiare și care plătește Mihai salarii, din ce știu eu, foarte mari, poate în primele 6 din România. A apărut această știre cu Costel Gâlcă ofertat cu 20.000 de euro pe lună. Corect, salariu. Dar Costel 100% nu se... Eu sunt prieten cu Costel și mai vorbim. El știe foarte bine că a făcut parte din grupul de susținere al lui Ionuț Lupescu și a născut Ionuț în campanie. Și acum ne mai întâlnim, mai ieșim la o masă, mai acum fiind și mai liber. Costel Gâlcă, să-ți ia adio de la el, președinte din România, dacă nu, îi pui la dispoziție. Să vină cu tot stafful lui, asta înseamnă toți profesioniști 500%, preparatori, antrenori, secunzi, antrenori de portari și condiții de muncă. La Costel Gâlcă nu este problema salariu. Corect. Știu că am vorbit și eu îți spun 100%. El se duce unde are să se ducă să muncească. Costel Gâlcă, situația lui financiară respectat. Este una foarte, foarte bună. Mihai Stan, Florin Prunea, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm și mâine seară de la ora 18 aici la ProSport Live. Să aveți acum o seară frumoasă în continuare.